Iubită biserică, poate ne întrebăm de ce am citit Fapte 27. Dragii mei, primul rând este în Cartea Faptele Apostolilor. E o carte iubită de noi de Pentecostal, nu? Nu iubim Cartea Faptele Apostolilor. În al doilea rând, toată scriptura e insuflată de Dumnezeu și de să învețe. Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprevăzută. Deci și fapte două șapte. Și trei. Uite așa o călăuzire, ca astăzi să vorbesc din acest text. Deci Dumnezeu Sfânt știe de ce avem nevoie. Textul dezbate călătoria cu corabia lui Pavel. Viața este o călătorie. E metafora vie. Viața este o călătorie. Duhul Sfânt a vrut să pună în cartea faptele Apostolului, capitolul 27. Ne întrebăm, păi, după fapte 2, după toate vindecările, ce ne mai interesează o călătorie cu Corabia? Duhul Sfânt a vrut să fie în Biblie și Duhul Sfânt știe de ce. Slăviți să fie, Domnule. Problema care se pune e următoarea. Mergi pe un drum bun sau pe un drum rău? Mergi pe un drum drept sau pe un drum nedrept? Mergi pe un drum plăcut lui Dumnezeu sau neplăcut lui Dumnezeu? Iona 3 cu opt spune să se întoarcă de la calea lor ce are ea, de la drumul lor cel rău. Adică te poți întoarce de la drumul tău cel rău. Care a fost drumul rău în textul acesta? Au fost mai multe călătorii cu corabia. Drumul rău a fost drumul spre Fenix. Așa e titlul mesajului, drumul spre Fenix. Nici o legătură cu Fenix din America, să nu vă speriați. E vorba de Fenix Sport în Cipru. A fost un drum rău. Sunt trei căi să ne verificăm dacă suntem pe un drum rău. Prima cheie, cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu despre drumurile noastre? A doua cheie este rugăciunea. Să ne rugăm ca să se facă voia lui Dumnezeu în drumurile noastre. A treia chestie, oare nu mai au după o majoritate a firii pământești? Iisus Hristos are această numire. Eu sunt calea, adică drumul, adevărul și viața. Dacă ne ținem strâns de Iisus, suntem pe calea, pe drumul care duce la Tatăl. Să ne punem întrebarea în această dimineață, sunt eu pe calea numită Hristos? Sau sunt pe alte căi? Poți să fii pe calea lui Balam, poți să fii pe calea nelegiuirii, poți să fii pe calea minciunii, poți să fii pe calea pierzaniei. Drumul spre s a fost un drum rău și Pavel, fără voia lui, a trebuit să meargă pe acest drum rău. Că toată fără voia noastră și noi trebuie, suntem obligați să mergem pe un drum rău. Astăzi este o zi în care să ne punem întrebarea Doamne, nu cumva sunt pe un drum rău? dacă sunt pe un drum rău, scoate-mă de acolo. În dimineața asta scoate-mă de pe drumul rău și du pe drumul cel bun. Am fost la Comisia de Recrutare în Armată, e o experiență pe care o mărturisesc. Erau masă, erau mulți, eu eram singur, nu aveai voie cu părinții decât... Și se uită pe hârtii, zice, băi, Aici, ce hârtiile spun că tu ești pocăit. Dar fii atent. Vrem să facem un târg cu tine. Mă gândesc, ce târg să facă cu e Comisia de Recrutare în Armată? Să ne dai voie să trecem că nu ești pocăit. Este un drum ușor. Nu să-ți meargă bine dacă nu ești pocăit. Să trecem acolo, că nu știi cei pocăiți sunt urmăriți în armată. Dar dacă nu ne lași, te vom trimite la munci i ferate mine. Și știi că mai mor în mine oamenii, soldații mai mor. Deci mai vin în sicriu acasă. Mă, m-o speriat rău de tot ăștia. Deci trebuie să alegi. Te lepezi de Hristos și trecem când ești pocăit și te trimitem într-un loc bun. Sau nu te lepezi de Hristos, te trimite într-un loc rău, unde poți să mori. Asta a fost presiunea asupra mea. Nu mă așteptam. Asta și m-am gândit. Să aleg drumul bun și greu sau să aleg drumul rău și ușor. Le-a spus, nu treceți acolo că spocăit. Bine, te trimitem la munci, ai ales greșit și am ieșit afară. Dar m-au liniște în inimă. Dacă mă trimit la mine, dacă mă trimit la căi ferat, domnul Cumila. Vreau să vă zic următorul lucru. Am ajuns la o cazarmă, în Ploiești, unde era fiul ministrului apărării naționale, Constantin Olteanu. Ministrul ministru și-o trimis fiul acolo. Dumnezeu pe mine tot acolo. Și era fiul procurorului general al Bucureștiului. Deci nu s-a adeverit ce au zis ei. Dumnezeu a avut un alt plan, să să fie Domnul. Când alegem drumul bun, chiar dacă e greu, chiar dacă suntem amenințați, Dumnezeu este cu noi! Dumnezeu ne binecuvântează. Dar dacă alegem drumul rău și ușor, nu este Dumnezeu cu noi. Și posibil să avem mari amărăciune în viață. De aceea, în această dimineață, meditând la drumul spre Fenix, la acest drum rău, să ne cercetăm inimile să ne întrebăm nu, sunt, nu cumva sunt pe un drum rău? Dacă sunt, oprește-mă, Doamne, astăzi! Fie o mare dimineață de oprire! Și du-mă pe drumul cel bun! Patru adevăruri despre drumul spre Fenix, despre acest drum rău. Primul adevăr, drumul spre Fenix este un drum al neascultării de Pavel. Drumul spre Fenix este un drum al neascultării de Apostolul Neamurilor. Extindere la această idee. Drumul spre Fenix poate fi un drum al neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întrebăm, drumul meu este după cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu mă aprobă drumul meu în viață sau nu? Să vedem de ce este un drum al neascultării de Pavel. Spune în 2, 2 Corinteni, vedem de fapt o altă problemă legată de Apostolul Pavel pe care o trebuie să urmăm. Dar până atunci să ne uităm ce înseamnă drumul neascultării de Pavel. Spune în versetul 10, Oamenilor călătoria văd că nu se va face fără primejde și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar pentru viețile noastre. Deci Pavel s-a opus acestui drum, dar nu l-au ascultat. Tu ești un prizonier, l-au tu ești un prizonier, tu trebuie să fii înaintea cezarului, tu ne dai nouă lecții, dar vocea lui Pavel era vocea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul învățătură apostolică, învățătură lui Pavel, învățătura a tot cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să prezint două probleme în care tot mai mult se abat de la învățătorul lui Pavel. Deci este un drum al neascultării de Pavel. Primul, prima problemă este problema suferinței. În România a apărut această învățătură atractivă, fiți -o foarte atenți, deja are adepți, deja cu unii m-am luptat, zice în felul următor, un creștin nu are voie să sufere. Hristos pe cruce a rezolvat nu doar mântuirea, ci și ne-a eliberat de orice suferință. Sună interesant. Și zic în felul următor, că femeia care naște, nu are voie să sufere. Dacă suferă, este necredincioasă. Până acolo jos. Deci, dacă tu, ca femeie însărcinată, suferi la naștere, ești necredincioasă. Și caută, au adepți. Suferința interzisă pentru creștini. Avem mă întreb cum, cum o să murim, nu? O să trăim veșnic? Păi plata păcatului este moartea, asta e drumul. Că are adepți, pentru că e prezentată, împachetată frumos. Hristos, pe cruce, a murit pentru mântuire și se înlibreze de orice suferință. Oare este așa? Oare creștinul este liberat de suferință? Oare dacă suferă înseamnă că e nepocăit? E așa zic, dacă suferă creștinul înseamnă că nu e pocăit. Sau nu are credință. Deci încă te acuză, dacă suferi încă arată cu degetul. Asta e o învățătură nouă, acum o extremă carismatică, care ia amploare în România. Și trebuie să vedem, nu e o abatere de la învățătura Apostolului Pavel? Oare ce zice Pavel despre problema suferinței? Oare Pavel spune că nu are voie creștinul să sufere? Dacă suferă creștinul, înseamnă că e nepocăit? Hai să, să ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 1 la 10. Acolo spune Pavel despre un om în Hristos care a fost răpit în cer, a fost răpit în rai, a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit un om să le rostească. Și versetul 7, vreau să sublinez 1 Corinteni 12 cu 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască, să mă împiedice, să mă îngâmp. Deci suferință fizică. Pavel a avut o suferință fizică extraordinară. Bun, era o suferință preventivă, ca să nu se îngânfe. Și zice, de trei ori am rugat pe Domnul să mi ia. Deci s-a rugat insistent să scape de suferință, de suferința asta în trup. Știți că l a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui? El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Dumnezeu l-a ascultat pe Pavel, ce ziceți? L-a ascultat să fie liberat de suferință? Nu l-a ascultat Dumnezeu. Nu. Ce? Pavele, nu îți iau suferința. Înseamnă că a fost nepocăit Pavel? Înseamnă că n-a avut credință? Nu. Dumnezeu a zis, această suferință este spre binele tău. Ca să nu te îngânfi. E suferință preventivă. Deci cei care propagă acum învățătura că suferința trebuie eliminată din viața creștinului sunt în contradicție cu această linie a lui Pavel, în care chiar Dumnezeu a zis, nu îți iau suferința. Altă referință biblică în care Pavel vorbește despre suferință. 2 Timotei 4 cu 5. Dar tu fii trează în toate lucrurile, de suferințele. de suferințele, zice Pavel la Timotei. Deci și Timotei trebuie să de suferințele. Dragii mei, sunt suferințe pe care Dumnezeu ni le ia, slăvit să fie El pentru asta, sunt suferințe pe care nu ni le ia. Dar nu de aceea nu le ia că suntem păcătoși. Nu ăsta e motivul. Dumnezeu are și alte motive. de suferințele, zice la Timotei. În Cluj au avut, mișcarea asta, o mare conferință în care au, au luat oameni pentru școala biblică a lor, școala biblică online, număr mare în țară, școala biblică online și prin această școală biblică îndoctrinează oamenii și cu ideea asta că noi nu avem voie să suferim, femeia însărcinată nu are voie să sufere, că dacă suferim suntem nepocăiți. Dovadă că se rătăcesc! Suferința face parte din viața noastră. Dumnezeu permite suferința în viața noastră. Dragii mei, Iisus Hristos spune în evrei că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și noi să fim scutiți de suferință. A doua problemă în care vedem o abatere de la linia lui Pavel e problema darurilor spirituale. Vedem atacuri online foarte multe la această învățătură că darurile spirituale, darurile Duhului Sfânt sunt valabile și astăzi. Vedem atacuri în cărți, conferințe. Cum se numește învățătura care spune că darurile Duhului Sfânt au încetat? Se numește cesaționismul. Unele daruri ale Duhului au încetat. Deci Biblia nu mai e valabilă. Sunt darurile Duhului Sfânt care nu mai există au încetat când s-a terminat de scris Noul Testament, așa zic. Când s-a terminat Noul Testament de scris, nu mai e nevoie de darurile spirituale. Dragii mei, darurile spirituale despre care vorbește Apostolul Pavel, până când sunt valabile? Până va veni Domnul Isus. Fiți atenți! Până vine Domnul Isus, toate darurile Duhului Sfânt sunt valabile! N-au încetat în secolul 1. Acest dispreț față de darul, mai ales e un dispreț față de vorbirea limbi, dragii mei, e un dispreț cărți nenumărate în care își bat joc de vorbirea limbi. Pe net, conferințe, că vorbirea limbi este un semn, unii până acolo merg încă zic că vorbirea limbi înseamnă că ești posedat de diavolul. Vă să seama până de merge jocul Ce saționistă? E abaterea de la inimă Pavel. Să vedem aceste darurile Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12, cu versetul 7. Oare fiecare dar este valabil? Spune 1 Corinteni 12, cu 7. Și fiecare este de arătarea Duhului spre folosul altora. Mai avem nevoie de folosul altora așa acum? Sau doar în secolul 1? Mai avem nevoie. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Este un dar al Duhului. Altea să vorbească despre cunoștință datorită de același Duh. Altea credința prin același Duh. Nu credința e de credință mântuitoare, credință credința pentru anumite lucrări. Altea darul tămăduirilor prin același Duh. Altea puterea să facă minuni. Altea prorocia. Altea deosebirea Duhurilor. Altea ferruite limbi și altea tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Duhul Sfânt a încetat să dea aceste daruri în secolul I. Învățătura asta slăbește biserica. Învățătura asta slăbește pe cei care ar dori să vorbească în alte limbi. Dragii mei, vorbirea în alte limbi te ajută pe tine, te zidește pe tine. Nu se compară cu nimic. Nu fiți influențați de această învățătură, s-a terminat vorbirea limbi. Cine vorbește limbi se zidește pe sine. Avem nevoie de asta, mai ales în secolul nostru. Cu cât înaintăm în timp, avem și mai mare nevoie de vorbirea limbi. În zilele noastre avem mai mare nevoie de vorbire limbi ca în secolul II. Că sunt spitele mai mari, loviturile mai mari. Ei zic că lucrarea profetică s-a terminat. Dar minilor s-a terminat. Darul tălmăcirii limbilor s-a terminat. Darul vindecărilor s-a terminat. În Roman 12 este o altă listă în care apare prorocia. S-a terminat și prorocia. Abatere de la linia Apostolului Pavel. Drumul spre Fenix a fost un drum în care n-au ascultat de Apostolul Pavel. Cei care n ascultat de Apostolul Pavel în problema suferinței, în problema darurilor, sunt slăbiți în credință. Sunt slăbiți, nu sunt pe o cale bună. Noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu ne duce în drumul spre Fenix, un drum al rătăcirii. Drumul spre Fenix e un drum al răului, e un drum al pierzaniei. Pavel a zis, nu mergeți, e un drum periculos. Nu au ascultat de el. Nu mergeți că veți avea probleme mari dacă mergeți. De ce n-a vrut? Era toamna, a trecut vremea postului, e vorba de postul ispășirii. Și Pavel știa, era călător, umbla pe măr, știa că după ce trece perioada asta de toamnă în zona aceea, e periculos să călătorești. De zis, nu contează că e periculos, nu mergem înainte. Pavel avea acest discernământ al pericolului. Al doilea adevăr, va fi un adevăr care încă este legat de, de primul adevăr și vreau să rămân încă la primul adevăr. Pavel nu a vrut drumul spre Fenix. Am citit că nu a vrut drumul spre Fenix. Dar, ce zice Petru de abatră de la linia Apostolului Pavel? 2 Petru, capitolul 3, cu 15. Petru vorbește despre ce înseamnă învățătorul lui Pavel. Spune așa, să credeți că în delungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va a scris și preiobitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Petru spune că la Pavel unele lucruri sunt grele de înțeles. Unii le răstălmăcesc, pentru pierzarea lor, când răstălmăcești epistolul lui Pavel, le răstălmăcesc pe pierzarea ta. Să rămânem la ce este scris. Atât de Pavel, atât de Evangeliști, cât și de toată Scriptura. Și dacă nu ne abatem de la Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom merge în drumul spre Fenix. O concluzie. Au ajuns la acest drum rău, fiindcă n-au ascultat de Pavel. Și noi putem ajunge pe un drum rău dacă ne ascultăm de învățătorii Pavel din Biblie și de învățătura biblică, de fapt. De aceea să rămânem lângă Scriptură. Prima cheie de verificare dacă ești pe un drum bun sau un drum rău este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice Cuvântul lui Dumnezeu de asta? Cum vede Cuvântul lui Dumnezeu problema asta? Sunt pe un drum bun sau un drum rău? Hai să zicem de răzbunare. Problema răzbunării. Vechiul Testament permitea răzbunarea. Unii rămân în Vechiul Testament și se răzbună. Chiar la poporul albanez e un cult al răzbunării. Și după 20 de ani se răzbună pe tine. Nu de mult a murit un om care l-a urmărit să, fie, să, să, se răzbune pe el, l a venit din America și l-a ucis în Albania. Ce zice Biblia despre răzbunare în Noul Testament? Că noi după Noul Testament ne erăm a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Deci în Noul Testament n-ai voie, ca în vechiu, să te răzbuni. Știu că este un cuvânt mai greu. Deci, noi nu avem voie să mergem pe drumul răzbunării. Drumul răzbunării este un drum interzis de noi. Pentru că eu, eu o să vă răzbun. Eu sunt răzbunătorul vostru. Și eu mă răzbun mai bine decât v-ați răzbuna voi. Să știți că Dumnezeu se răzbună mai bine decât ne-am răzbunat noi oameni. Am dat un exemplu în care putem să mergem pe un drum rău. Al doilea adevăr este următorul, legat de drumul spre Fenix. Drumul spre Fenix este un drum ales de cei mai mulți. Spune în fapte 27 cu 12 Cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabe de acolo ca să încerce să ajungă la Fenix. Cei mai mulți! Ne avem așa o frică de cei mai mulți. Bă, dacă cei mai mulți zic așa... Drumul spre Fenix, drumul rău, a fost ales de cei mai mulți. Să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos de drumul celor mai mulți. Matei 7, cu 13 și 14, Domnul Iisus ne învață următoarele. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci ce largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Deci cum este cara care duce la pierzare? Mulți sunt cei ce intră pe ea. Păi dacă cei mulți sunt pe calea pierzării, de ce să mă iau după ei? Mulți se iau după majoritate. Păi dacă... Este vorba asta. Păi dacă majoritatea ajunge în ea, ajung și acolo. Vom vedea ce va fi. Iisus spune un cuvânt foarte greu de acceptat în secolul 21. Calea spre perzare este calea majorității. Deci eu nu trebuie să mă iau după majoritate în stilul de viață, nu trebuie să mă iau după majoritate în modul cum gândesc, cum vorbesc, cum mă comport. Eu trebuie să mă iau după calea îngustă, pe care puțin merg. E greu să mergi contra majorității, este greu, dar totuși e posibil. Spune în Exod 23 cu 2, să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Adică după majoritate. Păi putem să facem rău când ne luăm după majoritate. De câte ori nu ne-am luat noi după majoritate? Ne-am dus pe un drum rău. Majoritatea merge pe drumul firii pământești și ei aprobă drumul firii pământești care se găsește în Galateni 5 cu 19. Acest drum al firii pământești este un drum care nu duce spre bine. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în Galaten 5 cu 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Pe păi dacă majoritatea se desfrânează, păi care e problema? Unde ajung ei, voi ajunge și eu, nu? Să nu te iei după majoritate ca să faci rău. Să nu te iei după majoritatea firii pământești, care trăiesc în aceste fapte ale firii pământești și continuă lista în felul următor. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile. Aici mă opresc la mânii. Mânia este o cale a firii pământești. Drumul mâniei este drumul spre Fenix, este un drum rău. Majoritatea merge pe drumul acesta. Tot mai mult auzim în România bărbat și-a și ucis soția, apoi s-a sinucis, apoi copii, apoi la mânie. Dumnezeu să ne ajute să ne stăpânim mânia. Nu e drumul majorității, dar nu-i drumul lui Iisus. Continuă lista cu faptele firii pământești. Neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme. Asta înseamnă invidie, dragii mei. Invidia nu se vede. Fumatul se vede, alcoolul se vede, dar invidia nu se vede, invidia e în inimă. Ești invidios că altul cântă mai frumos ca tine? Ești invidios că altul are o mașină mai bună ca tine? Ești invidios? Dumnezeu să ne ierte invidiile. Invidia e calea firii pământești. E calea majorității. Noi nu avem voie să mergem pe calea invidiei. Dar nu, aia nu se vede. Dar în ochii lui Dumnezeu este păcat invidia. Invidiile uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Acum, îmbuibare! Tu zici, da, eu nu mă îmbăt, frate, da? Nu, no, îmbuibare din când în când. Ce este îmbuibarea? E, e o faptă a firii pământești, e drumul spre Fenix. Îmbuibare este când mănânci după ce te-ai săturat. Ai Aia e îmbuibare. Dar se întâmplă, mai auzi pe câte unul care zice deschis, măi, înainte să merg la nuntă, eu nu mănânc jumătate de zi nimic. La nuntă o să mă îmbui dacă tot dau bani, nu? Mă, tu nu dai banii pentru mâncare, tu dai banii pentru mir. Îmbuibare este un păcat, e un drum rău, e un drum al firii pământești. Copilul lui Dumnezeu nu are voie, spune că alte lucruri asemănătoare, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și vei zice, Doamne, cum îmbuibarea? Chiar așa mare păcat este? Da. Nu eu zic, ci Pavel. Îmbuibarea este un păcat. Și apoi, după această listă, spune că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Îmbuibarea e păcat pentru că trupul tău e templul Duhului Sfânt. Și tu trebuie să ai grijă de acest templu. Dumnezeu să ne învețe să avem grijă de acest templu al Duhului Sfânt care este trupul nostru din toate punctele de vedere. Primul adevăr despre drumul spre Fenix, drumul rău, este că este un drum al neascultării de Pavel. Al doilea adevăr este că este un drum ales de cei mai mulți. Al treilea adevăr este că drumul spre Fenix este un drum în care nu a contat voia lui Dumnezeu. Pentru ei nu a contat voia lui Dumnezeu. Știți că în biserica primară erau creștini pentru care nu a contat voia lui Dumnezeu și Iacov îi mustră. Adică pentru voi nu contează voia lui Dumnezeu? Ei mustră Iacov. Cum mai mustră? În Iacov 4, cu 13 la 16, este această mustrare pentru ei și spune în felul următor. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustrări și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abor care se rată puțin și apoi piere și versetul 15. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar ce are de-a face Domnul cu negustoria? Dar ce are de-a face Domnul cu comerțul? Uite că Iacov spune că are de-a face. Voia lui Dumnezeu este în toate domeniile vieții noastre. Voia lui Dumnezeu nu este doar în viața de biserică. Voia lui Dumnezeu este în viața de familie, în viața socială, în viața de servici. Tu mergi pe un drum al voii lui Dumnezeu? Sau sunt anumite drumuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu? John MacArthur Jr. spune în Evanghelia după Isus că a fost la o biserică și apoi pastorul l-a trimis cu un bogătaș să meargă, un om de afaceri. Omul de afaceri îl plimba prin oraș și spune, vezi, ăsta e al meu. Au trecut pe lângă un bordel, Ce deci ăsta și ăsta e al meu. Mă, dar cum tu, creștin, să ai bordel? Dar, zice, astea, nu sunt lucruri. Dumnezeu cu Dumnezeu, asta sunt problemele mele. Nu este așa. Toată viața ta trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Întreabă-te, ai vreun drum rău în viață unde nu este voia lui Dumnezeu? Aici trebuie să, să venim. Drumul spre Fenix e un drum al răului, este un drum în care nu contează voia lui Dumnezeu. Nu-ți pasă de voia lui Dumnezeu și sunt destui nepăsători de valul Dumnezeu în viața voastră. Pentru ei doar duminica să fac valul Dumnezeu, în rest lui nu mai fac valul Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să facem valul Dumnezeu în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi. Isus Hristos în Ghețimani, vedem ce bătălie a dus pentru valul lui Dumnezeu. Pentru Isus a fost prețioasă valul lui Dumnezeu. Știți, s-a rugat și a strigat la Domnul. Doamne, facă să nu voia mea, ci voia ta. Ajuns într-o agonie, lacrimă, durere, oare ajungem la punctul de agonie din ghețimanii? Doamne, eu aș vrea să nu beau paharul, dar facă se voia ta. Uneori, prea ușor, nu mai facem voia lui Dumnezeu, prea ușor. Și apoi zis, Domnul bun și iartă. Domnul bun și iartă. Domnul bun și iartă, dar rămân efectele. Să știți, rămân efectele. Dacă te-ai mers pe un drum rău, pot să rămână efecte. Dacă tu ai încălcat voia lui Dumnezeu, deci drumul spre Phoenix a fost un drum în care n-a contat voia lui Dumnezeu. Era pe punctul să încalc și eu voia lui Dumnezeu într-o problemă. Mi s-a părut logic să încalc voia lui Dumnezeu. când mi s-a oferit șansa să merg în Mozambic, m-am documentat. Pe păi unde trebuia să mergem noi, erau lupte civile, se împușca unul pe altul. Pe păi ce să caut eu acolo? Să mor în Mozambic? Era holeră. Unde trebuia să mergem cu ajutoare era holeră. Malarie. Iar în nord erau răpiți oamenii albi pentru recompensă. Omul alb are bani și dacă vrei să să dăm înapoi ce Până și un milion de dolari ce le-au. De unde recompensă un milion de dolari? Și. După ce m-am documentat, că n-ar fi bine să dau înapoi. Când ai un drum greu. Dragi mei, și dacă este un drum greu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Doamne, care-i voia ta? Eram la ștei, la biserică, după programul de dimineață vine un vas de lucrare. Ce frate pastor, Dumnezeu mi-a descoperit ceva despre tine. Eu te rog frumos să îmi spui. Și mi-a descoperit că ți-e frică. Eu da, am o mare frică. Așa este. Mi-a descoperit că trebuie să faci o călătorie. Zic eu, da, amin. Dar femeia aia nu a știut nimic nici de frică, nici de călătorie. Dumnezeu a descoperit, i-a descoperit cu precizie chirurgicală. Sunt profeții cu precizie chirurgicală. Și zice, trebuie să faci o călătorie și ți-e frică. Da, da, tremur de frică. Dumnezeu îți zice că va fi cu tine. Dumnezeu îți zice că nu vei păți nimic. Dumnezeu îți zice că vei veni înapoi în pace. După această prorocie, dragii mei, mi-a dispărut frică. Orice frică mi-a dispărut. Și am știut că asta e voia lui Dumnezeu. Dragii mei, că nu știm care e voia lui Dumnezeu. Să nu dăm înapoi așa de ușor. Și să strigăm, Doamne, arată-mi voia Ta. Chiar dacă este un drum greu, arată-mi voia Ta. Ajută-mă, Doamne, să merg pe voia Ta. Pe drumul voii Tale. Drumul spre Felix a fost un drum al răului. Poate și Tu ești pe un drum al răului astăzi, în care ți-e frică să faci voia Lui Dumnezeu. Te temi să faci voia Lui Dumnezeu. Dar zi, cere de la Domnul, Doamne, e drumul voii Tale acesta? E drumul voii Tale? Vrei să fac voia Ta? Al patrulea adevăr legat de drumul spre Fenix este drumul spre Fenix este un drum al vântului furtunos Eurachilon. Dacă mergi pe un drum al răului, te poți întâlni cu vântul furtunos Eurachilon. Ce a însemnat acest vânt? În fapte 27, de la 11 la 17, vedem că n-au putut lupta contra eurochilonului. Nu după multă vreme s-au lăsat mânați de vânt. N-au putut lupta contra eurochilonului. Fapte 27 cu 15. Nu poți lupta contra vântului. Mergi pe un drum al răului și vezi că apar în viața ta lucruri cu care nu mai poți lupta. Nu mai poți lupta. Nu știu ce drum, pe ce drum ești. Dar strig la Dumnezeu, Doamne, oprește, oprește pe fratele meu. Oprește pe sora mea pe drumul rău. Și du pe drumul cel bun. Oprește. Drumul spre Fenix e un drum în care n-ai mai -ai ce să faci. Te duci pe un drum rău, vezi că nu mai poți lupta contra vântului. Un alt aspect al acestui drum. Aruncat în mare încărcătura corbii ei. Citim în fapte 27, 18 și 19. Fiindcă l-am bătut foarte tare de furtună, au început să arunce mare încărcătura din corabie. Apoi am lepădat uneltele corabiei. Începi să dai din viața ta lucruri care sunt necesare. Uneltele corabiei erau necesare. Când te duci pe un drum spre Phoenix să-ți pierzi valorile, poți să-ți pierzi posesiunile, poți să-ți pierzi relațiile, poți să pierzi ce ai de preț. Că drumul spre Phoenix, drumul, drumul răului te rănește, te sărăcește drumul acesta al răului, cum i-a sărăcit și pe ei drumul acesta spre Fenix. Dar cei mai grav, fapte 17 cu 20, și că a pierdusem orice nădejde de descăpare în drumul spre Fenix, pierzi orice speranță. Sunt foarte trist că între noi, Apar cazuri de sinucidere. Oameni care au slujit în biserică. De ce se sinucid? Fiindcă au pierdut orice speranță. Când ajungi la punctul în care pierzi orice speranță, te poți să îmbolnăvi. Te poți sinucide. Poți să te îndepărtezi de biserică. Drumul spre Fenix te poate face să pierzi orice speranță. Pentru că drumul spre Fenix e drumul morții, drumul rău e drumul în care pierzi speranța. Vestea bună este că Dumnezeul nostru este Dumnezeul speranței. Și Dumnezeul speranței se atingă de toți care și-au pierdut speranța. Să dea speranță la fiecare, la fiecare familie care și-a pierdut speranța, la fiecare persoană care și-a pierdut speranța. Poate ești ca și aceștia de pe corabia spre Fenix și-au pierdut orice speranță, ți-ai pierdut și tu orice speranță, dar pe tron stă Dumnezeul nădejdii. Pe tron stă Dumnezeul Speranței. Și Dumnezeul Speranței îți poate da speranță în orice situație. Dragii mei, noi avem un Dumnezeu care ne poate da speranță în orice situație. Nu este situația la Dumnezeu. Vedeți Daniel în, între lei, nu? Cum a fost? I-a dat speranță lui Daniel. Dacă este cineva care a pierdut orice speranță, rog pe Dumnezeul Speranței să-i dăruiască speranța să-l binecuvinteze. Drumul spre Fenix este drumul al vântului furtunos Eurachilon. Dar intervenția lui Dumnezeu poate învinge vântul furtunos Eurachilon. Și vedem că Dumnezeu a intervenit. Pavel le spune, trebuia să, să mă ascultați, să nu fi pornit din Creta, să fi scăpat de această primejdie. Acum, fiți cu voie bună. Un înger al Dumnezeului la care sunt, mi s-a azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, deși Pavel să te mânt. Tu trebuie să stai în cezarului. Și așa că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenii, niștiți-vă că ce-am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla cum mi s-a spus. Intervine Dumnezeu. În drumul spre Fenix intervine Dumnezeu și Dumnezeu îi salvează. Corabia se sfărâmă, dar ei sunt salvați. Doamne, te rog să intervii în drumurile noastre rele. Doamne, te rog să intervii în drumul spre Fenix și salvează-ne, Doamne că nu mai avem speranță. Eurachilonul ne distruge, salvează-ne. Dumnezeu să salveze pe oricine pe drum rău. Dumnezeu să dea salvarea chiar astăzi. Cum l-a salvat pe Pavel în drumul spre Fenix? Dumnezeu zice, ți-a dărit pe toți cei ce merg cu corabia. Ei au fost salvați din cauza lui Pavel. Din cauza lui Pavel, Dumnezeu i-a salvat pe toți. Acum în aș vrea să ne gândim la Psalmul 139 cu 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Să ne rugăm și noi așa, Doamne, nu cumva sunt pe o cale rea, nu cumva sunt în drumul spre Fenix, acest drum rău, vezi dacă sunt pe o cale rea, strigă psalmistul, poate tu zici, și nu sunt pe o cale rea, dar poate ești în ochii lui Dumnezeu, roagă-te, vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei, ai o cale bună. Spune Psalmul 5,8 Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Tot o rugăciune. Să cerem Dumnezeu să ne călăuzească pe o cale plăcută Lui. Să ne călăuzească pe un drum plăcut Lui. Că ușor cădem pe drumurile. rele. Uneori nu ne dăm seama că am căzut pe drumurile. rele. Iosu a căzut pe un drum rău când a fost înșelat de Gabonit. A fost drumul înșelăciunii. N-a mai putut schimba nimic. Iosu, amare, mare om al lui Dumnezeu. Moise, a căzut pe drumul cărtirii, n-a ascultat de Domnul și a cărtit și n-a mai intrat în Canaan. Deci drumurile rele costă în viață, chiar dacă Dumnezeu ne iartă, chiar dacă Dumnezeu intervine. Drumul rău te costă în viață, de aceea cere de la Domnul, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție, roagă-te zilnic, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție roagă pentru cei din familie, roagă pentru frații tăi, Doamne, călăuzește-i și pe ei pe calea plăcutăție. Ferește-i de drumurile. Și Psalm 8611 spune: Învață-mă căile tale, Doamne. Adică, aceste căi trebuie învățate. Cine să te învețe? Internetul să te învețe căile bune. Cine să te învețe? Oamenii în răi să te învețe. Da, găsești și lucruri bune pe internet, adevărat. Găsești și multe lucruri rele. Doamne, învață-mă tu. Eu vreau ca cerul să mă învețe căile bune. Eu vreau ca Dumnezeu să mă învețe căile bune. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Lui Sfânt să mă învețe. Dragii mei, poate ajungi la o stare de aroganță. Sunt de 30 de ani, de 40, și nu mai am nevoie. Eu știu, în degetul mic e pocăința, dragul meu. Și atunci ai nevoie să te învețe Domnul căile lui. Avem nevoie toată viața să strigăm, Doamne, învață-mă căile tale. Doamne, păzește-mă de căile rele, cum a fost drumul spre Fenix. Pentru că spune Scriptura că în vemele din urmă vor veni înșelători, cristoși mincinoși, proroci mincinoși, învățători mincinoși și vor înșela pe mulți. Dragii mei, secolul XXI va fi un secol al înșelăciunii. Prin excelență un secol al înșelăciunii. Fake news, înșelăciune. A spus Hristos, semnal înainte de revenirea Lui. Va fi multă înșelăciune pe pământ. Și înșelăciunea te va duce pe un drum rău. De aceea tu trebuie să zici, Doamne, călăuzește-mă în căile plăcute ție. Doamne, învață-mă căile tale. Doamne, învață-mă drumul cel bun. Nu mă lăsa înșelat să merg pe un drum rău. Și, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Amin.